Bună ziua tuturor, stimați reprezentanții mass media, stimați spectatori care ne urmăresc. Eu sunt Alexandru Trub, alături de mine sunt deputații Sergiu Lazarencu și Larisa Voloc, președintele Comisiei Administrației Publice. Sergiu este membru Comisiei Economie, Buget și Finanțe, eu sunt președintele Comisiei Agricultură și Industrie Alimentară. Subiectul care astăzi am venit este unul foarte important și cred că de interes major pentru autoritățile publice locale și ține de modificare sau îmbunătățire sistemului de salarizare sau de finanțare a APL-urilor și în special a personalului angajat în cadrul APL-urilor. Toți știm că salarizarea în sistemul public este o adevărată provocare pentru stat și pentru autoritățile publice locale în mod special. Atragerea unui specialist de calitate înaltă în APL este o adevărată problemă, iar în mediul rural, unde calitatea vieții este mult mai joasă din punct de vedere a infrastructurii decât centrele urbane și e o extrem de mare provocare pentru primari și primăriile, în special cele mai mici. Admitând aceste considerente, am decis să venim cu un proiect de lege care să permită autorităților publice locale din veniturile proprii și defalcările din impozitul pe venit a persoanelor fizice încasate de către primării, să achite o indemnizație lunară pentru tot personalul angajat în cadrul primăriei, adică din conform statelor de personal aprobat de cancelare de stat, în mărime de 40% din salariul brut. Deci vorba de o indemnizație neimpozabilă, ceea ce înseamnă că o creștere de circa 60% la salariu. Condițiile de achitare ale acestei indemnizații pentru primării sunt destul de obiective și țin nemijlocit de veniturile proprii ale APL-urilor. În cazul în care APL-ul este o primărie funcțională financiară, conform prevederilor articolului legii 435 privind descentralizarea administrației publice locale, primăria poate să achite această indemnizație. Mai mult de atât, pentru a crește numărul beneficiarilor, pentru a lărgi spectrul primăriilor care vor putea beneficia de acest prevedere, am majorat condiția ce ține de capacitatea administrativă de la 30 la 50%. Adică dacă veniturile proprii plus defalcările la impozitul pe venit al persoanelor fizice reprezintă mai puțin de 50% din cheltuielile administrative ale primăriei, primăria va fi considerată primărie funcțională din punct de vedere administrativ în condițiile legii 435, respectiv vor avea dreptul sub plafonul de 50% să achite această indemnizație lunară neimpozabilă pentru toți angajații primăriei conform statelor de personal. Totodată, dreptul exclusiv de atribuire acestei indemnizații va fi de partea Consiliului Local, deci nu există loc de abuz din partea primarilor. Consiliul Local va fi instanța finală care va decide atât indicele, deci 40 sau mai puțin cât va decide Consiliul Local achitat, și pe de altă parte Consiliul va decide dacă se aprobă sau nu se aprobă această indemnizație. Și primarul nu va putea decide în mod unilateral că unul funcționar îi oferă această indemnizație sau altul nu îi oferă. Deci eficiența primăriei va depinde de toți oamenii care vor lucra acolo. Puține cifre ca să înțelegeți de ce mergem pe această abordare legată de impozitul pe venit. Veniturile proprii în ultimii 10 ani ale primăriilor au scăzut cu circa 45%. Iar din total de 878 de primării care le avem astăzi în țară, 654, adică peste 70%, au înregistrat scăderi ale veniturilor proprii. Acest lucru este în primul rând cauzat de faptul că motivarea sau capacitatea administrativă a primăriei de a încasa veniturile a scăzut. Deci nu există un control fiscal riguros, nu există personal care se ocupe de chestia respectivă de multe ori, există o contabilitate mai slabă și respectiv este necesar de întărit capacitățile administrative ale primăriilor. În același timp, defalcările de la bugetul de stat din impozit pe venit al persoanelor fizice au crescut cu practic 45%. Iar 96% din primărie aceste defalcări au crescut. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că, de fapt, economia se dezvoltă inclusiv și în mediul rural, ea crește permanent, încasările cresc, însă primăria nu are capacitate administrativă suficientă, primăriile nu au capacitate administrativă suficientă pentru a atrage și încasa veniturile. Respectiv, această lege vine, pe de o parte, să stimulăm personalul din APL și, pe de altă parte, să
conducem la o creștere a capacității administrative a primărilor de a încasa veniturile proprii, de a se dezvolta și de a putea plăti salarii calitative și demne pentru oamenii care lucrează acolo. Mersi, colegii mei, în continuare vor veni cu detalii suplimentare. Bună ziua, stimați cetățeni, bună ziua, stimată mass media. Înainte de a vorbi despre acest proiect, aș vrea să-i mulțumesc colegilor Alex Trupca și Larisa Voloh, care pe parcurs de un an jumate am lucrat la această lege. Am avut peste 20 de ședințe în grupuri de lucru cu reprezentanți ai apeleurilor, CALM-ului, Ministerului Finanțelor, dar și experți UE în politica bugetar-fiscală locală. Acțiunile administrației publice locale influențează direct ritmul cu care se dezvoltă o localitate. Experiența locală și regională arată că cele mai multe ori motivația personală și istoriile de succes merg împreună. Iar proiectele și lucrurile frumoase se întâmplă acolo unde există suficientă capacitate și motivație de a face asta. Ori nu este corect și nici echitabil ca echipele din primăriile care fac eforturi considerabile să dezvolte rapid localitățile și cresc nivelul de viață a locuitorilor, să fie remunerați în aceeași condiții ca altele care nu fac niciun efort în acest sens. O altă problemă, cum a spus și colegul meu în apele, este lipsa motivării personalului autorităților publici locale, care în condițiile salarizării demonstrează o scădere a randamentului în activitatea profesională. Acest lucru este indicat și de evoluția datelor statistice privind încasările și taxele de impozite locale și serviciile prestate de către apeleuri. O să repet ce a spus colegul meu Alex, dar este foarte important să înțelegem că de activitatea angajaților apele, într-o măsură foarte mare, depinde încasarea veniturilor respective. Și această analiză pe care am făcut-o relevă că din 2018 până în 2021 denotă că din totalul 898 de primării, în 72% s-au înregistrat o scădere a veniturilor din servicii și impozite taxe locale. Totodată, tot același procentaj a fost o creștere a volumului volumului defalcărilor de la impozitul pe venit al persoanelor fizice, respectiv, cum a spus și colegul meu, economia s-a dezvoltat nu doar în orașe, dar și în localitățile rurale. Aceasta relevă că ipoteza suspensionată privind lipsa de motivării personalului existent în APR sau insuficiența acesteia pentru realizarea eficientă a politicilor fiscale și locale în vederea atingerilor indicatorilor de colectare a taxelor și impozitelor din anii precedenți. Pornind de la aceste date care le-am prezentat, s-a constatat necesitatea identificării unui instrument de eficiență și totodată capabil să fie aplicat în limitele sistemului unitar de salarizare existent, fără perturbări majore ale acestuia. Astfel, proiectul de lege își propune instituirea unor indemnizații lunare neimpozabile pentru personalul din autoritățile publice locale încadrat în conformitatele cu statele personal aprobate de Cancelarea de Stat. Indicii de referință a indemnizației urmează să fie votați de consiliile locale și nu vor putea depăși 40% din suma anuală a salariilor de bază. Nivelul de salarizare în prezent a aleșilor locali, cât și a funcționarilor din cadrul tuturor primăriilor, este unic în care nu se ține cont de volumul de muncă, bugetul gestionat și veniturile proprii, cât și de ritmul de creștere a acestora. Acest proiect de lege vine ca rezultat a mai multor consultări cu primarii de orașe, comune și sate cu bugete diferite. Vreau să subliniez că am rămas surprins plăcut că avem mulți primari care aproape și-au dublat veniturile proprii din 2019, doar din simplu fapt că au contabilizat și au colectat corect și la timp taxele deja existente. În acest sens, unul din scopuri este ca primăriile să fie motivate să creeze condiții pentru a atrage agenți economici în localități și a aplica corect și la timp taxele locale, astfel să-și crească veniturile proprii. Performanța trebuie încurajată în administrația publică locală. Trebuie privită și prin prisma unei afaceri cu indicatori de performanță, să producă venituri și să le redistribuie locuitorilor sub formă de proiecte de infrastructură și proiecte sociale. Proiectul de lege propus vine să ofere un stimulent financiar personalului care reușește să-și crească veniturile de la an de la an. Cu siguranță, stimați lucrători ai APL-ului, stimați cetățeni, acest proiect va aduce mai multă motivare suplimentară, va spori capacitatea mai mare, dar și va aduce mai multă autonomie locală, care cu siguranță va crea performanță prin prisma proiectelor făcute în folosul locuitorilor și cetățenilor. Vă mulțumesc și acum, doamna Larisa Voloh. Da, mulțumesc, colegi. Stimați primari, stimați funcționari publici, angajați ai primăriilor,
După cum au menționat colegii mei, această inițiativă legislativă este una mult așteptată de dumneavoastră, ori proiectul dat va oferi autorităților publice locale care dispun de capacitatea administrativă posibilitatea de a oferi stimulente financiare sub formă de indemnizații lunare neimpozabile. Proiectul de lege vine să elimine barierele actuale legale, să crească capacitatea managerială a autorităților locale prin descentralizarea managementului funcției publice, oferind posibilitatea de a crea politici locale de personal și salarizare, precum și corelarea sistemului actual de salarizare în domeniul administrației publice locale cu principiile autonomiei locale, descentralizării și echității. Din păcate, funcția publică și-a pierdut din prestigiu și atractivitate, inclusiv și din cauza lipsei unei motivări financiare corespunzătoare, precum și a unei motivări non-financiare. Soluția cu care venim noi este creșterea capacității manageriale a autorităților locale, oferindu-le mai multă libertate, flexibilitate în gestionarea resurselor financiare, dar și umane, astfel încât autoritățile locale să poată oferi oportunități de formare, adaptare, de creștere a remunerației personalului propriu, precum și perspective în carieră. Noi suntem conștienți de faptul că acest proiect dat nu va soluționa integral problema salarizării la nivel local. Este doar o etapă. Ulterior, Ministerul Finanțelor va veni cu un nou concept integral de remunerare în sectorul public, unul transparent, echitabil, atractiv, simplu de gestionat, capabil să reflecte și să remunereze performanța. Inițiativa dată face parte dintr-un întreg pachet de acte normative orientat spre îmbunătățirea calității actului guvernamental la nivel local, întărirea capacităților administrative și instituționale, dar și încurajarea funcționarilor din primăriile țării. În paralel cu această inițiativă, vom veni cu mai multe modificări ale cadrului normativ, care vor avea drept scop creșterea capacității administrative a autorităților publice locale și respectiv vor mări numărul potențialelor beneficiari a acestui proiect. Mai mult ca atât, prevederile acestui proiect de act normativ va crește randamentul sistemului încasărilor veniturilor proprii și, credem noi, vor îmbunătăți administrarea eficientă a bugetelor locale și, drept rezultat, va satisface necesitățile populației prin oferirea unor servicii accesibile și calitative. Vă mulțumim! Da. Dacă sunt întrebări... Da, vă rog. Înțeleg că acest proiect companiei obligă primar să vină cu aceste indemnizații, dar se lasă la latitudinea aleșilor locali să decide. Da. Dar puteți să ne spuneți cum se va asigura că aceste indemnizații vor fi plătite corect și cine va verifica asta? Da, deci hai... Ați spus că consilierii vor fi cumva instanța penală, dar sunt primării unde consilierii sunt... cot la cot primarul, sunt primării unde consilierii sunt împotriva primarului și tot așa mai departe. Da. Acolo, cum... Haideți să dau puțin explicații despre mecanism. Mecanismul este în felul următor. În primul rând, un articol care includem noi, prin hotărâri de guvern, în fiecare an va fi aprobată lista expresă a primăriilor care pot beneficia de acest drept de a oferi această indemnizație și indicile maxim pe care poate să-l aprobe pentru fiecare primărie, fiindcă mecanismul este în felul următor. Există veniturile proprii plus defalcările din impozitul pe venit al persoanelor fizice pe care le încasează primăria, sunt cheltuielile administrative ale aceleiași primării și diferența între proporția între cheltuieli și veniturile respective până la 50% poate fi utilizată pentru oferirea unei indemnizații. În unele cazuri, această diferență este suficientă pentru acoperirea unei indemnizații în valoare de 40%, deci indicele maxim. În alte cazuri, această diferență poate fi de 5, 10%, 15%, fiindcă nu toate primăriile se vor bucura de o astfel de venituri atât de mari, fiindcă cheltuielile mai mult sau mai puțin sunt aceleași administrative la toate primăriile. Respectiv, indicele și lista primărilor va fi aprobată prin guvern. Ulterior, la nivel local, primarul, care este autoritatea care vine cu proiectul de buget pentru fiecare localitate, va veni
cu un proiect de decizie pentru aprobarea, dacă va dori dumnealui, fiindcă asta e deja, dar orice primar este cointeresat să vină cu indemnizații și să vină cu motivări suplimentare salariale pentru personalul primăriei. Și va veni cu un proiect de decizie prin care va propune un anumit indice care nu poate depăși, de o parte, 40%, de altă parte, nu poate depăși nici valoarea indicată în hotărârea de guvern. Și atunci Consiliul Local, dacă îi aprobă aceste cheltuieli, fiind Consiliul, poate zic ok, noi avem niște bani, dar vrem să-i direcționăm către drumuri, nu către salarizarea primăriei. Deci e vorba de negocierea politică între primar și Consiliul Local, ceea ce e absolut normal. Și ulterior, Consiliul poate aprobe fie valoarea propusă de primar, fie o valoare mai mică. Garanția concentră aceea că Consiliul, când aprobă această valoare, este obligatorie pentru tot personalul încadrat în cadrul primăriei. Deci nu poate primarul decide că lui Xulescu, din cauza că mi-e prieten cu mătru sau nu știu ce, îi dau această indemnizație sau sunt prieteni, și lui Igrilescu, fiindcă eu ceva nu-mi place de dânsul, nu-i dau această indemnizație. Deci Consiliul aprobă o indemnizație unică pentru toți angajații primăriei. Există într-adevăr discuția referitor la faptul că o indemnizație ar trebui să fie legată de anumiți indici de performanță ai fiecărui personal în parte, ori în condițiile actuale noi avem deja mecanismul garantat de legea 158 cu privire la evaluare, așa se țin doar de premiile unice sau premiile anuale. Ceea ce ține de premiile, indemnizația respectivă, noi am mers pe ideea să o dăm dreptul să fie oferit la toți angajații, fiindcă astăzi este o problemă majoră în general cu identificarea personală și motivarea personală. Cumva aici sunt sistemul de check and balance între primar și primărie și guvern în general, cel care este gestionarul fondurilor la nivel național. Cumva guvernul stabilește criteriile generale, primarul vine cu propunerea, Consiliul îi aprobă această propunere. Și atunci toate părțile cointeresate participă în proiectul de luare a deciziilor. Bine, pentru puțin. Mulțumim. Vă mulțumim. Mersi, cele bune. Da, sigur. Sigur, ce problemă.